din morți ai înviat, fii în veci glorificat. Rabunii, tu din morți ai înviat, fii în veci glorificat. Rabunii, tu din morți ai înviat, tu din veci glorificat. Rabunii, tu din morți ai înviat, cu ce sfânt ne-ai împăcat. Ce fior adânc în suflet ne-a pătruns atunci când pe Golgota ai murit. Credeam că te-am pierdut pe cruce și mormânt, dar viață ești și veșnic neînfrânt. Rabunii, tu din morți ai înviat, fii în veci glorificat. Rabunii, tu din morți ai înviat, cu ce sfânt ne-ai împăcat. Lumina răsărit în sufletul trudit, căci lepădat am fost și lepădat. Nădejdea mea e el, o cât de minunat, din morți am înviat cu tine odat. Rabunii, tu din morți ai înviat, fii în veci glorificat. Rabunii, tu din morți ai înviat, cu ce sfânt ne-ai împăcat. Cum aș putea să tac, cum aș putea să fac, ca să nu spun despre iubirea ta. O lume întreagă aș vrea să cred în jertfa ta și s-o îmbraci cu slava ta. Rabunii, tu din morți ai înviat, fii în veci glorificat. Rabunii, tu din morți ai înviat, cu cel sfânt ne-ai împăcat. Rabunii, tu din morți ai înviat, fii în veci glorificat. Hristos a înviat! Vă invităm să vă ridicați împreună cu noi în picioare și să lăudăm pe acest împărat al slavei care a înviat pentru noi, ca noi să avem viață. Următoarea cântare spune: Aleluia, Domnul nostru domnește în veci.
Domnul nostru din ceruri, vrednic ești în veci, vrednic ești în veci, căci Tu doar ești sfânt, ești sfânt. Domnul nostru din ceruri, vrednic ești în veci, vrednic ești în veci. Amin. Aleluia. Aleluia. Domnul nostru domnește-n veci. Aleluia, aleluia, Domnul nostru domnește-n veci. Aleluia, Tu vrednic ești în veci, căci Tu doar ești sfânt, ești sfânt. Domnul nostru din ceruri, vrednic ești în veci, vrednic ești în veci. Cerul declară gloria celui înviat. Cine se compară cu frumusețea Domnului? Cerul declară. Cerul declară gloria celui înviat. Cine se compară cu frumusețea Domnului? Veci ești Tu, veci, veci ești Tu, divinul miel pe tron, divinul miel pe tron, genunchii îmi aplec, genunchii îmi aplec, și ție mă întind. Veci te veci ești Tu, veci te veci ești Tu, divinul miel pe tron, divinul miel pe tron, genunchii îmi aplec, genunchii îmi aplec, și ție mă întind. Vom proclama gloria celui înviat, și-a fost junghiat să ne împace cu Dumnezeu. Vom proclama. Voi proclama gloria celui înviat, și-a junghiat să ne împace cu Dumnezeu. În veci de veci ești Tu, în veci de veci.
și ție mă închid. În veci de veci ești tu, în veci de veci ești tu, divinul miel pe tron. Să fie Domnul. Merită să ne închinăm înaintea celui ce este veșnic. Înaintea lui se închină oștile din ceruri. Se închină înaintea tronului și spun: Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul. De un milion de ori este Sfânt Dumnezeu. Și îl mulțumim lui Dumnezeu că prin Iisus Hristos ne-a sfințit și pe noi să ne putem apropia de acest Dumnezeu. Așa cum stăm ridicați, haideți să venim într-o rugăciune, să mulțumim Domnului că suntem aici. Să mulțumim Domnului că avem ocazia să celebrăm încă o dată învierea lui Iisus Hristos. El este viu, este la dreapta lui Dumnezeu, dar este și în mijlocul nostru în seara aceasta. Împreună, așa cum stăm, să mulțumim Domnului pentru harul acesta. Amin.
Cred că nu este prea mult și nu o spunem într-un mod mecanic. Hristos a înviat. Ci o spunem ca o realitate vie, pentru că El a înviat nu numai atunci, ci a înviat în inima noastră, este viu. Haideți așa cum stăm ridicați să ne mai închinăm Domnului printr-o cântare, după care o să vă rog să ocupați locurile și apoi o să mai spun câteva cuvinte și vom face o rugăciune pentru cei ce sunt bolnavi. Hristosul înviat are puterea asupra, nu numai asupra morții, asupra păcatului, dar și asupra bolilor. Ne rugăm ca Domnul să-și întindă mâna peste cei bolnavi. Există aici o persoană pentru care ne vom ruga, va veni aici în față și împreună cu slujitorii, o să-i rog pe slujitori să vină în timpul respectiv a unei cântări, să vină să ne unim în jurul acestei persoane pentru care ne vom ruga. Dumnezeu să se atingă, va trece printr-o operație, spun mai multe lucruri în câteva minute. Dar haideți acum să cântăm și în timp ce cântăm să ne pregătim inimile și vom face și această rugăciune pentru cauze. Haideți să cântăm împreună. Eu știu că m-am mântuit, în sânge sfânt m-a iertat, Doamne, cred, dar eu cred. Eu știu că m-am mântuit, prin sânge sfânt m-a iertat, Doamne, cred, dar eu cred. Toată rușinea mi-a luat, Iisus, Tu m-ai vindecat, Doamne, cred, da, eu cred. Pe-un steag o scrie, oh, Iisus, moartea a înfrânt, Domnul meu e viu, Domnul meu. Sânge sfânt m-a iertat, Doamne, cred, da, eu cred. Toată rușinea mi-a luat, Iisus, Tu m-ai vindecat, Doamne, cred, da, eu cred. Steagul scrie, oh, Iisus, moartea înfrânt, Domnul meu e viu, Domnul meu e viu, Domnul meu e viu, Domnul meu e viu. Mi-ai luat povara, vreau să te să văd venirea ta. Domnul meu e viu, 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 Domnul meu. Ocupați locurile pentru câteva momente. Aș vrea în clipele care urmează să facem o rugăciune pentru cei ce trec prin suferință, pentru cei ce sunt bolnavi. Poate sunt chiar aici în biserică frați sau surori care trec prin suferință. Noi credem că Dumnezeu, prin Domnul Iisus Hristos și prin Duhul Sfânt, se manifestă în biserica sa. El a spus, Iisus, în lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, pentru că Eu am biruit. Ziua de astăzi, cum am spus, este o celebrare a celei mai mari biruințe pe care cineva a putut să o aibă vreodată. Nimeni n-a învins moartea niciodată.
au fost mulți cuceritori. Alexandru Macedon, Carol cel Mare, Napoleon și atâția care au putut să cucerească ținuturi, care au fost faimoși pentru victoriile lor. Dar când s-au întâlnit cu solul morții, n-au putut să-l biruie, ci solul morții i-a biruit. Singurul din toată istoria omenirii care a putut să biruie moartea, să zdrobească moartea, să ia cheile locuinței morților și să aibă acces. Singurul care a murit nu atunci când au vrut ostașii romani, nici când au vrut preoții cei mai de seamă, ci Iisus a murit atunci când a hotărât El. Când era pe cruce, spune Biblia, și-a plecat capul și a spus următoarele cuvinte: Tată, în mâinile tale mă încredințez Duhul. Și imediat după această rugăciune, scrie Biblia, că și-a dat Duhul, adică Duhul, suflarea aceea de viață, pentru că era și om și Dumnezeu în același timp, a plecat. Tâlharii de pe cruce n-au murit când au vrut ei. Se apropia ziua sabatului și ostașii au trebuit să zdrobească fluierele picioarelor ca să moară mai repede. Iisus a spus: am puterea să-mi dau viața și am puterea să o iau înapoi. Mare-i Dumnezeul nostru! De aceea credem că Dumnezeu nu numai că are puteri asupra Lui însuși, dar credem că are puteri și asupra omului. Nu numai că are puteri asupra naturii, El lucrează în noi o greutate veșnică de slavă. Credem că ne-a smuls din întuneric, după cum spune Pavel Efesenilor în capitolul 2, eram morți în greșelile și în păcatele noastre, în care trăiam odinioară, adică în trecut, când mergeam după mersul lumii acesteia, după Domnul puterii văzduhului, dar acum am fost aduși la viață împreună cu Iisus. Prin har suntem mântuiți, prin Iisus Hristos, lăudat să fie Dumnezeu. Prin urmare, credem că Dumnezeu nu numai că ne-a vindecat sufletește, că ne-a scos din întuneric la lumina sa minunată, dar Dumnezeu chiar are putere și asupra trupului acesta biologic. Dumnezeu poate face surdul să audă, mutul să vorbească, paraliticul să umble, bolnavii să se vindece, credem asta. De aceea vreau să facem o rugăciune în sensul acesta. Și fratele Jean Bob va trece în curând printr-o operație. Nu va fi o operație simplă, o operație de colon, dar ne rugăm ca Dumnezeu să fie acolo în sala de operație. Noi știm că Dumnezeu lucrează și prin medici. Dumnezeu poate să lucreze și prin medici. Sau Dumnezeu poate să vindece fără medici, fără intervenția vreunui om, fără medicamente, doar la clipeală. Dumnezeu să lucreze cum va voi El, dar Dumnezeu să se atingă. Și dacă mai sunt în sală, frați sau surori, persoane care au vreo problemă, vreo boală, vreo suferință, dacă au vreo apăsare și vor în seara aceasta împreună cu slujitorii, noi doar atâta facem, ne rugăm. Nu slujitorii vindecă, cel ce vindecă este Dumnezeu. Dar noi, împreună cu toată biserica, ne rugăm: Doamne, atinge-te de persoanele care vin în față. Și credem că acest Iisus care a înviat și stă la dreapta lui Dumnezeu are puterea să vindece orice rană trupească, orice boală sufletească, are puterea să elibereze orice robit, are puterea să facă minuni, să schimbe stări, cum spuneam dimineață. Poate a venit cu o stare tristă, apăsată, Dumnezeu să-ți schimbe starea, să fii într-un extaz, într-un extaz, într-o bucurie cerească. Asta numai Domnul o poate face. Aș vrea să ne ridicăm înaintea Domnului, împreună cu grupul să cântăm. O să rog pe fratele Jean să vină aici în față și rog slujitorii bisericii să vină aici în față, ne vom ruga. În timpul cântării, dacă mai sunt aici persoane care vor ca să facem rugăciuni, vă rog în numele lui Iisus Hristos să veniți aici. Acest Hristos care e înviat, eu cred că este în mijlocul nostru. I-a vindecat pe ucenici de anxietate, de frică. S-a arătat în mijlocul lor când stăteau cu ușile încuiate și a rostit două cuvinte care i-a schimbat pe ucenici: pace vouă. Și aș vrea ca această pace hristică să vină peste fiecare inimă. Haideți în timp ce cântăm. Dacă crezi și dacă vrei să te atingă Domnul, poți să vii în față, ne vom ruga pentru tine, alături de fratele Jean Bob care va veni aici în față și ne vom ruga pentru el. Haideți împreună să cântăm și apoi în numele lui Iisus Hristos vom face această lucrare. Amin.
Însă nu știm cum vom fi mâine. Sănătatea nu este o garanție pentru nimeni. Nici viața pe pământ. Nu știm ce urmează mâine. Dar bine este să ne încredințăm în mâna lui Dumnezeu, care poate schimba lucruri, care poate opri sau îngădui răul, care poate să-l facă pe om sănătos sau bolnav, cum spune Biblia. Dumnezeul nostru, a spus Iov, poate totul. De aceea vreau să ne rugăm pentru fratele Jean, care a venit aici în față. Aș vrea să îi facem această ungere cu un de lemn în numele lui Iisus Hristos și apoi împreună cu toată biserica și cu frații slujitori care sunt aici, vom pune mâinile peste el și ne vom ruga Domnul să lucreze el. Și așa cum am spus, poate în timpul rugăciunii, poate n-ai avut curaj sau poate te lupți cu tine și zici să mă duc, să nu mă duc în față, oare ce o să fac? Dumnezeu să-ți miște inima. Să ne rugăm și pentru cei care nu sunt aici, sunt bolnavi. Aș vrea să ne rugăm pentru fratele Nichi Puraveț, care este acasă. Dumnezeu să se îndure de el. Pentru sora Mărioara Malna și Domnul să se îndure de ea. Să ne rugăm de asemenea pentru fratele Lelu Boha, care este bolnav acum acasă, are niște alergii foarte urâte. Dumnezeu să se atingă de el. Să ne rugăm pentru poate atâția alții care nu-i știu eu sau nu mi-amintesc acum, ai vedeți acolo pe listă. Pe acele ecrane, vedeți numele lor. Dumnezeu să-și întindă mâna. Haideți împreună cu toată biserica să ne rugăm. Dar înainte de a face această rugăciune, aș vrea să îi facem această ungere și apoi rog slujitorii să vină aici în față.
Domnul să asculte această rugăciune. Amin? Înainte să ocupăm locurile și înainte să cântăm, aș vrea să ne întoarcem unii spre alții, să ne salutăm așa cum i-a salutat Iisus pe ucenici. Faceți-i. Vă salutăm pe toți în numele Domnului nostru Iisus Hristos, ne bucurăm să fiți împreună cu noi. Salutăm familia Mihailă, Tibi, Alina, copiii Jemi și Iuliana, dacă sper că am pronunțat corect, vă rog să vă ridicați, din California, Biserica Betel, bine ați venit, Dumnezeu să vă binecuvânteze. E frumos în Arizona, mai ales acum e frumos, cald. E adevărat că nu prea putem noi să rivalizăm cu California, că-s vecinii noștri și trebuie să trăim în pace cu vecinii. Ne bucurăm că sunteți aici, Dumnezeu să vă binecuvânteze. De asemenea, nu în ultimul rând, vreau să salut pe fratele păstor Mihai Dumitrașcu, care împreună cu soția Nelly, în această seară sunt la noi. Dumnezeu să-i binecuvânteze. Fratele Mihai Dumitrașcu slujește în Galați și de mulți ani, ne știm de mulți ani, acolo... Am mai construit o biserică, nu? Câte aveți acum? Domnul să le binecuvânte toate bisericile și să le umple toate. Dumnezeu să lucreze. Ne bucurăm că în această seară de slujbă și de celebrarea lui Hristos cel înviat este împreună cu noi. Dumnezeu să-L binecuvânteze. Dacă mai sunt musafirii, rog să se ridice în picioare, vrem să-i salutăm și să le spunem bun venit. Mai este cineva care e musafir, vă rog să vă ridicați și să ne spuneți numele măcar, de unde veniți, dacă vreți. Vă rog. Așa, curaj, curaj. Cum vă numiți, de unde veniți? Bine, de tot. Domnul să vă binecuvânteze. Bine ați venit. Să vă simțiți bine între noi, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Mulțumim. Puteți să luați locurile. Dacă mai este cineva... De aici din Phoenix. Domnul să vă binecuvânte. Ne bucurăm să fiți cu noi în această sărbătoare de înviere a Domnului. Apreciem că ați rupt din timpul dumneavoastră. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Vă mulțumim și vă așteptăm să mai veniți fiind de aici. Vă așteptăm cu drag. Mai este cineva? Vă spunem tuturor bun venit, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Haideți acum împreună cu grupul să mai cântăm o cântare. Dumnezeu să vă binecuvânteze, așa. Îmi place că îi prezentați. Vă mulțumesc foarte mult și apreciem. Haideți acum să cântăm împreună spre slava lui Dumnezeu și după ce vom cânta împreună, aș dori fanfara să se pregătească să onoreze pe Domnul cu o cântare, după care Rachel se va pregăti să laude pe Domnul cu o cântare și apoi vrem să ascultăm și corul de tineret care va lăuda pe Domnul cu o cântare. Dumnezeu să binecuvânteze toți cântăreții, să binecuvânte Domnul toată biserica. Și nu în ultimul rând și pe cei care vor predica Evanghelia în această seară, o să ascultăm două mesaje, un mesaj în limba engleză prin fratele Jean Meseșan și un mesaj în limba română prin fratele Mihai Dumitrașcu. Domnul să le dea cuvânt și nouă inimi deschise. Amin. Toate numele-ți dau, toate laudă-ți.
fii înălțat mereu. Tu ai venit pe pământ să ne salvezi, sus pe cruce te-ai jertfit, iertat să fim, de pe cruce în mormânt, din mormânt sus la cer, să fii înălțat mereu.
Shaddai, El Shaddai, în țade Adonai, neschimbat din veșnicii, neschimbat în veci rămâi, El Shaddai, El Shaddai, prea iubit de Adonai, te adorăm duși grai, El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, înălțat de Adonai, neschimbat din veșnicii, neschimbat în veci rămâi, El Shaddai, El Shaddai, prea iubit de Adonai, te adorăm duși grai, El Shaddai. Brațul tare a ridicat, mare s-a făcut uscat, ai salvat-o pe Agar, căci tu o vezi pe cel fugar, și din Egipt pe rob ai slobosit. El Shaddai, El Shaddai, înălțat de Adonai, neschimbat din veșnicii, neschimbat în veci rămâi, El Shaddai, El Shaddai, prea iubit de Adonai, te adorăm duși grai, El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, înălțat de Adonai, neschimbat din veșnicii, neschimbat în veci rămâi, El Shaddai, El Shaddai, prea iubit de Adonai, te adorăm duși în rai, El Shaddai. În schimb tu ne-ai arătat că fiul tău e adevărat, că la oameni au trimis pe Mesia cel promis. Dar puțin a înțeles că El e mielul cel ales și-a topa s-a plinit, prin Iisus și răsignit. El Shaddai, El Shaddai, înălțat de Adonai, neschimbat din veșnicii, neschimbat în veci rămâi, El Shaddai, El Shaddai, prea iubit de Adonai, te adorăm duși în rai, El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, înălțat de Adonai, neschimbat din veșnicii, neschimbat în veci rămâi, El Shaddai, El Shaddai, prea iubit de Adonai, te adorăm duși în rai, El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, înălțat de Adonai, neschimbat din veșnicii, neschimbat în veci rămâi, El Shaddai, El Shaddai, prea iubit de Adonai, te adorăm duși în rai, El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, prea iubit de Adonai, te adorăm duși grai, El Shaddai. Amin.
de biruitor. Ajutorul-mi ești în toate, salvator tăria mea. Eu trăiesc doar pentru a mă închina. Mă plec în adorare, cântă măreția ta. Orice frică va dispare, ai purtat victoria. Umple astăzi al tău templu, lasă din puterea ta. Eu trăiesc doar pentru a mă închina. Aleluia! Tu ai biruit, tu ai biruit. Iisus Hristos, Mesia, e speranța întregii lumi. Tu ești Cel ce poți pleca multe cununi. Aleluia! Tu ai biruit, tu ai biruit. Aleluia!
cântări dură. Tu ești Cel care poți spune nevingător, miluitor. Tu răscoli orice înălții, tu dărâmi orice cântări dură. Tu ești Cel care poți spune nevingător, miluitor. Tu răscoli orice înălții, tu dărâmi orice cântări dură. Cel care poți spune nevingător, miluitor. Slăvit să fie Domnul! Hristos a înviat! Dacă aveți Biblie, să deschidem împreună Luca, o să citim din capitolul 24 de la versetul 13, Luke chapter 24, verse 13. The road to Emmaus, Luke chapter 24, verse 13. Now behold, two of them were traveling the same day to a village called Emmaus, which was 7 miles from Jerusalem. And they talked together of all these things which happened. So it was while they conversed and reasoned that Jesus himself drew near and went with them. But their eyes were restrained so that they did not know him. And he said to them, what kind of conversation is this that you have with one another as you walk and are sad? Then the one whose name was Cleopas answered and said to him, are you the only stranger in Jerusalem? And have you not known the things which happen there in these days? And he said to them, what things? So they said to him, the things concerning Jesus of Nazareth, who was a prophet mighty in deed and word before God and all people, and how the chief priests and our rulers delivered him to be condemned to death and crucified him. But we were hoping that it was He who was going to redeem Israel. Indeed, beside all of this, today is the third day since these things have happened. Yes, and certain women of our company who arrived at the tomb early astonished us. When they did not find his body, they came saying that they had also seen a vision of angels who said he was alive. And certain of those who were with us went to the tomb and found it just as the woman had said. But him they did not see. Then he said to them, O foolish ones! And how slow of heart to believe in all the things that the prophets have spoken. Are not the Christ to have suffered these things and to enter into his glory? And beginning with Moses and all the prophets, he expounded to them in all the scriptures the things concerning himself. Then they drew near to the village where they were going, and he indicated that he would have gone further. But they constrained him, saying, abide with us, for it has towards evening, and the day is far spent. And he went in and to stay with them. Now it came to pass, as he sat at the table with them, that he took bread, blessed and broke it, and gave it to them. Then their eyes were open, and they knew him, and he vanished from their sight. And they said to the one, did not our heart burn within us while he walked with us on the road and while he opened the scriptures to us? So they arose up, and the very hour returned to Jerusalem and found the 11 and those who were with them gathered together, saying, the Lord is risen indeed, and has appeared to Simon. And they told about the things that had happened on the road, and how he was known to them in the breaking of the bread. Amen. You guys can have a seat. I would like to project, instead of showing me, show that. Yes, thank you. Because I'm going to speak in English, I want to have a message so everybody can understand, so everybody who sits here understands something and can take something. Am avut niște gânduri despre acest text și aș vrea ca fiecare să culeagă ceva din textul acesta și să înțeleagă ceea ce vreau să spun în această seară. You see, there's a road that we all travel, and there's a road that they were traveling. The road is just one road. Everybody is traveling on the same road, okay? Now, there's two ways that people are traveling on the road. You can either go from Jerusalem to Emmaus, or you can go from Emmaus to Jerusalem. It's the same road. It's the same length. However, it's two different ways. And people in this world, we're all going on the same road. Every single one of us, we all have one road to travel. Nobody has two roads. Everybody has one road. It just depends which way are you traveling, which way are you going on this road. So the message and the title tonight is, are you going from Jerusalem to Emmaus, or are you going from Emmaus to Jerusalem? And I want to identify, just I want to describe a little bit how the road from Jerusalem to Emmaus looks like. And then I want you to see, am I going on this road? And then if you are,
I hope we turn back and we go from Emmaus to Jerusalem. And I'm going to describe a little bit how that road is as well. The first thing that you have to know, the road from Jerusalem to Emmaus is a road that is going downhill, okay? Jerusalem was a city on a hill. Every time the disciples and Jesus would go and anybody would go to Jerusalem, it was always the idea from, they would say, we're going up to Jerusalem. It's because the elevation of Jerusalem was a higher elevation. It was a city on a hill. I remember I went to Jerusalem a few years ago with my wife, and we visited the holy city. And when we went with the bus, I remember the road to Jerusalem very clear because there were a few lanes, and there was one lane for buses that couldn't go very fast because they were filled with people, and the road was very steep going upwards. So there was a lane for cars that would go slower. It was like a right-hand lane. So always, if you read, for example, Matthew 20:17, Jesus was going up to Jerusalem and he took his disciples and he said, we're going up to Jerusalem. Always the idea when we go to Jerusalem, it's up because it's an elevated city. And if you read the parable of the Good Samaritan, for example, you'll see in Luke chapter 10, verse 30, that a man was going down from Jerusalem to Jericho, for example. Jericho, it's very close. Emmaus was even closer. But the idea is that whenever you're going from Jerusalem to Emmaus, it's always going to be a downhill slope kind of way. And spiritually, if we think, what does that mean for me? It means that there's people on this road that are going downhill. Our society is going downhill. No? Societatea în care trăim is going downhill. They're not progressing. They call themselves progressive. But they're regressing because I've seen, for example, nowadays, I've seen a video with people that act like dogs and they bark like dogs. And they said, we're basically liberating ourselves and we're progressing. That, my friend, is regressing. That is going downhill. That's becoming more like an animal than like a person. And the society that we live in is going down. And not just that, we have people in our churches. I want to ask you, examine right now, think. 10 years ago, where were you? We're in 2022, right? It's Easter. I remember 2 years ago for Easter, I was here the same evening, and nobody's in the church. It was just O'Neill filming and then the worship group because it was COVID and the church was closed. The doors were closed, but you guys were watching online, hopefully. How about 10 years ago? Now think 10 years ago, what level spiritually were you at? Because God asks us to grow spiritually more and more and more. We have to mature. The idea of a Christian is you're born again, right? You're a baby when you're born, and then you have to grow. Have you grown in the past 10 years spiritually? Do you love more? Can you love the people around you more? When they step on you and they talk bad about you, can you love them more? Can you gossip less? How is your attitude? How is your relationship with the Lord, your communion, your prayer time with God? How is the reading of the scripture? Do you have more of a hunger? Do you read the Bible more? 10 years ago, you didn't care about reading the Bible. Now you're just reading. You've read the Bible in a year. Have you been growing? Have you been going up? Because if you're going down, I want to tell you, you're going from Jerusalem to Emmaus. The second description of this road is that the road from Jerusalem to Emmaus is short. It says here that it was only 7 miles, 60 stadias, okay? It's 7 miles. That's it. Now, if you walk that in a normal pace, you can do it in 2 hours, or maybe in a faster pace, 2 hours. If you go in a slower kind of pace and you talk, probably 3 hours. It's a very short road from Jerusalem to Emmaus. And a lot of people, they look at this life and say, you know what? I'm going to repent and I'm going to turn to God later on. I'm young right now. I want to live my life. I want to have fun. I want to enjoy it. There's a long way for us to go later on. Later when, you know, I don't want to have fun anymore. Later after maybe I have kids or maybe I have grandkids, then I have time. Young people, life is very short. You don't know how much longer you're going to live. I don't know how much longer. Just because you're young does not guarantee you gray hairs. Maybe when you're young, you can have the gray hairs. But it doesn't guarantee that you're going to get old to 80. We all think we're going to get to 80 and 90, but we don't know. A lot of Frate Leluciu was saying to me last time, he came Thursday and he sang and he said,
I didn't think I was going to get to 90 plus. When I was 40, he's like, I didn't think I'm going to live 10 more years. And God gave him more years. But to some, their life ends at 20, at 30. Early, premature. And we say, Lord, why? Because life is short. The Bible describes life like this. Our days on earth are like a shadow. It's like, James says, it's like a mist that appears for a little time and then vanishes away. Our days on earth, say Psalm 103, it's like grass, flourishes like a flower in the field, for the wind passes over it and it's gone, and its place knows it no more. I don't know if you have any flowers in your front yard, in the backyard. You know, flowers in Arizona do not live long. At my older house, we've tried to have a little place where we put like different color flowers, really nice little patch of flowers. The problem is they died really easy. Summer came, they were dead, always had to replace them, put new dirt. They did not live long. But even if you have a good earth, even if you have good soil, even if you have good temperature, still not going to live forever, right? They die eventually. Other ones grow. Our life is like a flower in the field. Psalm 144 says the man is like breath. Like a breath. That's it. You hear a sound and it's gone. That's it. His days are like a passing shadow. Brothers and sisters, young people, life is very short. Make a count. Make a count for Jesus. You don't, right now you're in your 20s, some of you, and you're like, I feel good. Let me tell you something. In 10 years, maybe most of you are going to be with kids. You're gonna see how it is. You have still time to serve the Lord. You have still time to give it to the Lord. Your youth is passing before you know it. You're young now. You're not going to be young in 10 years. That's why, please understand. Now, there's a good news about this life, because the road from Jerusalem to Emmaus is short, but also if you go backwards, if you go from Emmaus to Jerusalem, which we'll talk at the end, that's also short. So if you're in this life and it's full of troubles, I want to give you good news tonight. It's short. It's going to pass. This too will pass. Any kind of struggle, any kind of problem, any kind of situations where you're like, Lord, how much longer? It's short. It's going to pass. The third aspect of this road from Jerusalem to Emmaus is that it's filled with spiritually blind people. This road is filled with people who do not see Jesus. It says in verse 16, their eyes were restrained, so they did not know Jesus. Their eyes were restrained. They were blinded. Here comes Jesus. Here comes by them, and he walks with them. And they do not know it's Jesus. How can you not know it's Jesus? Many times Jesus is in your life. Many times Jesus is talking to you, speaking to you, and you don't know it's Jesus. Maybe God is speaking through a person, through a sermon, through a service, through a song, through a circumstance, and it's Jesus there. There is Jesus, and we don't see him. We're blind spiritually. The world we live in, it's a spiritual blind people, world. They saw a man. That's all they saw. They saw a prophet. Maybe, you know, that's how they see. When Jesus asked the disciples at Caesarea Philippi, he says, who do men say that I am? So some says, you're a good prophet. You're John the Baptist. You're Elijah. He says, but what about you? And Peter says, you are the Christ, the Messiah, the one, the anointed king that we've been waiting for. And he says, the Holy Spirit, the Spirit of my Father, he has discovered this truth. It is not from you, but it's from the Spirit of God. I want to tell you that God wants to give you sight when you don't know what's going on around you. That's why people are confused. That's why people are going all over the place and they don't have a direction in life. That's why people are lost, because they're blind. They don't see Jesus. Do you see Jesus today? Did you see him? Did you see him speaking to you today? Did you hear him? He's with us every single day. He says, behold, go. Make disciples, baptize them, right? Teach them everything I said. And I'm going to be with you for the rest of the world. I'm going to be with you. I did a little study about Joshua succeeded Moses. And then I look at Timothy, how he succeeded Peter. And how great of a model was Moses to Joshua. How great a model was Paul to Timothy and Titus.
And then I looked at Jesus and his disciples, and the difference was that Jesus, he says, he let the disciples to take over. He said, the difference was that he says, I'm going to be with you. Paul was no longer with Timothy after he died. Moses was no longer with Joshua after he died. But Jesus was with his disciples after he died. And Jesus is with us, even though he died, because he rose again. Praise his name, amen. Number four, another thing about this road. It's a hopeless road. There's no hope on this road. Verse 21 says, but we were hoping, when they were talking to Christ, that it was he who was going to redeem Israel. We were hoping, but our hope was in vain because nothing happened. He died. And then we heard some women saying that he rose again. We don't know. We don't know what happened. He was not there. We were hoping, but we have no more hope because now we're going from Jerusalem to Emmaus. We're leaving. We're living. We've given our lives 3 years with the Lord, and everything's been in vain. We don't have any more hope. We're leaving Jerusalem. This road is short. This road is full of blind people, but it's also a hopeless world. We need to have hope, brothers and sisters, young people. You need to have hope. We have the best hope that Jesus Christ rose again. There's no other hope. He rose again. And there's a passage, I'm not going to read it, but it's in 1 Corinthians chapter 15, verse 12 to 20. When Peter confronts the Corinthians, says, some of you guys say there's no resurrection of the dead. If there's no resurrection of the dead, then Christ did not rise again. And if Christ did not rise again, then we don't have any more hope. And our preaching is in vain. And everything you believe is in vain. It's worthless. It has no hope. It has no future. It's nothing. But he says, but in fact, Christ has been raised from the dead, the first fruit of those who have fallen asleep. Praise God. Listen. I don't know if I'm going to live, 50 more years or 20 more years or 2 more days. I know one thing, that when I die, it's not over for me. I know where I'm going. I'm going to meet my maker. I'm going to meet my Lord and my Savior. I know where I'm going. I'm not hopeless. Hopeless are those people who say, after I die, nothing happens. That's hopeless life. How can you live a life like that? People need to have hope. Number five, this road is filled with unbelievers. People with no faith. No faith whatsoever. Jesus tells them, oh, foolish ones, slow of heart to believe in all that the prophets have spoken. Ought not the Christ to have suffered these things and to enter into his glory? Slow of heart to believe. There was no more faith in these people. They did not believe Jesus. Jesus, on three different occasions, Jesus told his disciples, and he pulled them aside and says, listen to me. I'm going to go up to Jerusalem, and I'm going to be betrayed by the high priests, by the scribes, by everybody, by the Pharisees, and I'm going to be killed. I'm going to be crucified. And they were like, what? But I'm going to rise again in 3 days. He told them 3 different times. And when he died, they did not believe him. It's like, it's like we come to church and we keep saying like we believe these things. And then when it's time to believe them, we don't believe them. This road from Jerusalem to Emmaus is filled with unbelievers. It's easy to believe that Jesus rose again. But it's harder to believe in Jesus when you're in a situation, when you're in a sickness, when you're in a circumstance where you don't know what to do. It's easy when we come to church and we believe in Jesus. But when you're tested for your faith, do you believe? In Hebrews in chapter 11, it talks about those people who believed. When they were tested, when they were put to the test, that's how you know if you believe or not. It's when you're put to the test. Just like in school, right? We all know the subject. The professor, he gives us a semester full of lectures, right? And he says, do you understand? Oh, yeah, I know the subject. Oh, I know everything. And then it's test time. If you pass, then you know. If you don't pass, you don't know. It's very easy. We believe when we pass the test of faith. When Jesus tests us, when he allows us to go through certain circumstances. And if we pass those tests, then that means, yes, we believe. Now,
I want to ask you, which road are you on? The road from Jerusalem to Emmaus, which is going down, it's short, filled with spiritually blind people. It's hopeless. It's filled with unbelievers. Tonight, God wants us to take a U-turn if we've been going on this road. You know, these disciples have turned around. It says that that night, that evening, they turned around and they went from Emmaus to Jerusalem. How do you know you're going on the right path? It's one road, but are you going on the right way? Here's three ways of knowing, of based on what the passage says. And let me tell you something. Today we're celebrating the resurrection of Jesus. This is not a dead holiday. This is not a historical holiday. This holiday or holy day, it's a living holiday. You know why? Because Christ is still alive. After 2,000 years, he's still alive. And he can, if you're going on the wrong path, if you've been going downhill, if you've been going from Jerusalem to Emmaus, I want to tell you, God is saying to you tonight, he's saying, turn around. I want you to go from Emmaus back to Jerusalem. Well, how does that look like? Number one, you're only going to go from Emmaus to Jerusalem. Number one, you have to meet the resurrected Jesus Christ. You have, in this lifetime, you have to meet him. You have to taste and see that the Lord is good. If you have not tasted that the Lord is good, you have not met Christ. Tonight, I want to encourage you. Seek the Lord. Say, Lord, I want to meet you. We keep talking in church about Jesus. We keep talking about a personal encounter with Jesus. But do you have one? Do you want one? Do you want to be met by Christ on this road, in this life? Do you desire that? When you do that, your eyes are going to be open. You're going to start believing. You're going to have hope again. You're not going to be depressed. If you're here and you're depressed, which way are you going? Which road are you going? You have to meet the resurrected Christ. Number two, you have to desire to have fellowship. They said that when he started speaking to these two disciples, that they constrained. They said, don't go, Jesus, wait. But they didn't call him Jesus because they didn't know who he was. But he's like, just stay with us a little bit longer. Stay with us. Don't leave. Just stay here. Keep talking to us about the scriptures. They loved the fellowship with Christ. Do you enjoy the communion with God? Do you enjoy the fellowship with God? I want to ask you this. When you go, I don't know if you do. If you don't have a time where you have fellowship with Christ, when you pray, when you read his word, when you draw near, if you don't have that time, that means you don't have any. So you don't know if you can say yes or no. But if you pray every morning and you're like, I just need to pray. If you read your Bible a little bit just because I have to read the Bible in a year. I want to ask you, do you enjoy? Listen, when I was young, one of the things that God did not give me was friends. I didn't have a lot of friends. Maybe I told you guys before. For some reason, I just didn't have friends. And as a young person, I know you want to have friends, right? If you don't have friends, you're nobody. Like, you got more friends, you're more popular, you're somebody. I didn't have a lot of friends, but you know what I had? Because I didn't have a lot of friends, I had more time to fellowship with Christ. And not going out with the youth, not having a lot of friends, not being so popular as you guys are, and not going out all the time. You know, I had more time to go home and cry and have God show up in my room and have fellowship with Christ. And those were the sweetest moments of my life. I want to encourage you to desire to have fellowship with Christ. And the third way that you know you're going from Emmaus to Jerusalem is that you spread the message of the resurrection. Now, that does not mean every time we come up here the whole year say, Christos enviat. That's not what I'm saying. I'm saying is we need to let people know that Jesus has risen. Amen? It says that that moment they got up and they went to the 11 and he said, Christ has risen indeed. We've met him. He's alive. We believe now. We have hope. We met him. We had fellowship. It was so good. He's alive. When you have that fellowship with Christ, how can you not? You don't have to tell people, hey, tell people about Jesus. When you've met him, when you fellowship with him, when he speaks to you, when it's so sweet and good with the Lord, you want to tell others.
you want to tell others. If you read in the book of Acts, and if you're reading the Bible in a year, you should be in the book of Acts. If you're reading the book of Acts, you're going to see that the disciples, the apostles now, they've always shared the message of the resurrection. And every one of their message, they said, listen, you killed him, but he rose again. It was always the center of their message was that Jesus was alive. Christos a înviat. Ăsta a fost mesajul lor. Și ăsta ar trebui să fie și mesajul nostru. Domnul să ne ajute. May God help us. And may we not go from Jerusalem to Emmaus, but go from Emmaus to Jerusalem. Amen. Dumnezeu este interesat de toate acțiunile noastre. Începând de la domeniul verbal, până continuăm cu cel al faptelor. Iisus îi întreabă prima dată pe cei doi, ce vorbe sunt acestea care le schimbați între voi? Iar în final, scrie Biblia, s-a făcut că vrea să meargă mai departe, le-a testat faptele și ei au stăruit, rămâi cu noi. În seara aceasta, așa cum am spus, aș dori să ne pregătim cu grupul să lăudăm pe Domnul cu o cântare. Prin harul Domnului, în săptămâna care urmează, o să merg înspre Europa, înspre România și voi merge și în Ucraina. Și toți acei care simțiți cu oamenii de acolo, care ați văzut atrocitățile, necazurile, moartea care a bântuit și bântuie încă pe acolo, războiul care a zbuciumat și care a zdrobit atâtea suflete, care au rămas, atâția oameni au rămas fără locuințe, fără viitor. Dar împreună cu fratele Simi Bumbar și împreună cu alți slujitori din România și păstori din Ucraina, vom merge în Ucraina. Și care simțiți să dați ceva, ca să nu merg cu mâna goală la acești oameni, doresc să facem lucrul acesta în numele lui Iisus Hristos. Să nu uitați, Domnul Iisus ne testează și în această seară, la fel ca pe cei din Emaus. Vrea să vadă ce inimă avem. Haideți, ridicați înaintea Domnului în timp ce cântăm, cât ați dăruit fiecare, cât ați hotărât în inima dumneavoastră să dați. Nimeni nu e obligat să dea. Dacă vreți să dați, să dați, dacă nu, să nu dați. Cum hotărâți dumneavoastră? Dumnezeu să vă răsplătească, să vă binecuvânteze. Amin. Tu din vântul faci solii, mare este Creator. Ce mare ești, ce mare ești, și nimeni ca tine, Doamne, în univers. Ce mare ești, ce mare ești, o Domnul meu, o Domnul. Tras linia zărilor, ai pus hotare mărilor, Tu ești Domnul domnilor. Chem pe lume stelele, Tu ai creat soarele, mari îți sunt lucrările. Ce mare ești, ce mare același ești, Domn al slăvilor cerești. Tu în glorii locuiești, doar Tu, Doamne, poruncești, Sfânt, 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 o Doamne ești. Ce mare ești, ce mare ești, și nimeni nu
mare ești, ce mare ești, o Domnul meu, o Domnul meu, o Domnul meu. Ce mare ești, ce mare ești, și nimenui ca tine, Doamne, în univers. Ce mare să reocupați locurile. Sigur că timpul trece, fuge foarte repede. Cum credeți că au ajuns cei doi care mergeau spre Emaus? Ce gând au avut când s-au dus acasă? Să meargă acasă, să mânce, să se culce. Erau obosiți. Însă străinul le-a stricat socotelile. În timp ce mergeau pe drum, scrie Biblia că le ardea inima, cum vorbea străinul ăsta. Le predica celor doi. Încă n-au mai vrut să se despartă de el. Au intrat cu străinul în casă și li s-au deschis ochii la frângerea pâinii. Știți ce au făcut ucenicii în seara aia? Nu s-au mai culcat. S-au ridicat chiar în ceasul acela, s-au întors înapoi spre Ierusalim ca să le spună fraților că l-au văzut pe Domnul. Știți de ce v-am spus asta? Nu cred că o să terminăm la 8. Dumneavoastră credeți? Eu nu cred. Mai avem corul de fete care va lăuda pe Domnul, frații Meseșan o cântare, copiii o cântare și apoi din nou corul de fete, după care dorim să ascultăm și mesajul în limba română a fratelui Mihai Dumitrașcu. Dar și dacă depășim de ora 8, nu este nicio problemă. Știți, aș vrea să ne vorbească Domnul ca să ardă inima în noi. Așa cum le-a ars inima ucenicilor care mergeau spre Emaus și care au fost revoluționați în sufletele lor, atât ei cât și ceilalți. Dumnezeu să pună pasiune în inimile noastre. Amin. Multă pace am găsit când eram chiar doborât. Eu chiar dacă aș fi lovit, pot să spun că nu sunt frânt. Iisus a biruit și mormânt și
Hristos a înviat! Astăzi să sună vestea cea bună, azi a înviat Iisus. Orice se doare e sărbătoare, plină de har nespus. Slavă, glorie, Iisus e biruitor. Inul de mărire cântă la său popor. Din bestia morții, legele vieții, azi a înviat Iisus. Sfântă speranță și siguranță în suflet ne-a adus. Slavă, glorie, Iisus e biruitor. Imnul de mărire cântă azi o popor. Gol e mormântul, cântă pământul, azi a înviat Iisus. Moartea e învinsă, calea-i deschisă spre patria de sus. Slavă, glorie, Iisus e biruitor. Imnul de mărire cântă azi o popor. Amin. Amin. Here, as he's, for he is risen, as he said, Matthew 28:6. Alive forevermore, alive, alive, alive.
Coroana
dragi frați și surori, vă salut în această seară. În numele Domnului Iisus Hristos vă aduc cele mai frumoase gânduri din partea credincioșilor Bisericii Emanuel din Galați, biserică pe care o păstoresc, și îmi exprim bucuria de a fi împreună cu dumneavoastră la un moment marcant pentru creștinătate, celebrarea învierii Domnului nostru Iisus Hristos. Mă bucur să vă văd, să vă revăd pe unii dintre dumneavoastră și încerc cât depinde de mine ca la ora 8 să închei. Vă asigur de lucrul acesta. Aș vrea să vă spun că pe acest drum al Emausului foarte des ne putem regăsi fiecare dintre noi. Deși din punct de vedere literal, el are doar 7 mile, așa cum ni s-a spus, și îl poți străbate în aproximativ 2 ore, din punct de vedere spiritual, drumul acesta este călătoria de la necunoașterea lui Iisus, la înțelegerea Scripturilor cu privire la El, recunoașterea Lui și apoi depunerea mărturiei pentru El. În concluzie, aș vrea să vă las câteva lucruri, câteva dintre lecțiile pe care eu le văd din drumul acesta de la Ierusalim spre Emaus sau, așa cum s-a spus, poate de la Emaus spre Ierusalim. Prima lecție pe care eu o văd, pe care eu o învăț, este că nu eu îl caut pe Dumnezeu, ci El mă caută pe mine. Uitați-vă cum spune textul nostru în versetele 17 și 18. El le-a zis: ce vorbe sunt acestea pe care le schimbați între voi pe drum? Și ei s-au oprit uitându-se triști. Drept răspuns, unul dintre ei, numit Cleopa, i-a zis: tu ești singurul străin aici în Ierusalim de nu știi ce s-a întâmplat în el zilele acestea? Observați, cei doi sunt pe drumul Emausului, trăind dezamăgire, sunt confuzi, debusolați. Visele lor sunt spulberate. Nu ei îl caută pe Dumnezeu. Ei pleacă de unde trebuia să se întâlnească cu Hristosul înviat. Hristos îi abordează. Mi-amintesc de povestea unei fetițe care s-a rătăcit în pădure. Tata, disperat, împreună cu locuitorii localității respective, au pornit în căutarea fetei. S-a lăsat seara și n-au găsit-o. În zorii dimineții, tatăl a pornit în pădurea din sat să continue să-și caute fața și a găsit-o undeva ghemuită, dormind. A luat-o în brațe, a strâns-o la piept și în timp ce ea era la pieptul tatălui, trezită din somnul acela, a zis: tată, te-am găsit în sfârșit. El o găsise. De multe ori și noi trăim experiențe asemănătoare. Și slavă Domnului că pe drumul Emausului El ne caută, El ne găsește. A doua lecție pe care eu o văd aici este că Dumnezeu alege să ni se reveleze prin Scripturi. Atunci spune că le-a zis: o, nepricepuților și zăblavnici cu inima, când este vorba să credeți tot ce au spus prorocii? Nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri și să intre în slava sa? Și a început de la Moise, prima parte a Bibliei, primele 5 cărți ale Bibliei, și de la toți prorocii, și le-a tâlcuit în toate Scripturile ce era cu privire la el. Noi trăim într-o perioadă în care suntem foarte dornici pentru chestiuni cumva senzaționale, dar Domnul de fiecare dată are grijă să ne întoarcă la Scripturi. Biblia aceasta, pe care noi o citim, a fost scrisă pe o perioadă de 1500 de ani. A fost scrisă pe 3 continente, Africa, Asia și Europa. A fost scrisă în 3 limbi. Cea mai mare parte, Vechiul Testament, a fost scris în ebraică. O mică parte din Vechiul Testament în aramaică. Tot Noul Testament în greacă.
A fost scrisă cartea aceasta de aproximativ 40 de autori care au avut ocupații dintre cele mai diferite, au trăit în contexte istorice, politice total diferite. Și totuși, când cele 66 de cărți sunt puse împreună, are un mesaj central. Tot Vechiul Testament anticipează momentul în care Dumnezeu va veni în lumea aceasta. Tot Noul Testament privește în urmă la ceea ce Dumnezeu a făcut când a coborât în lumea noastră. Așa că, în Scripturi, Dumnezeu alege să ni se reveleze. A treia lecție pe care eu o învăț de aici este că Dumnezeu ni se revelează în părtășia frățească, la frângerea pâinii, pe când ședeau ei la masă. A luat pâinea și după ce a rostit binecuvântarea, a frânt-o și le-a dat-o. Atunci li s-au deschis ochii și l-au cunoscut. Dar el s-a făcut nevăzut dinaintea lor și au zis unul către altul, nu ne ardea inima în noi când ne vorbea pe drum și ne deschidea Scripturile? Dragii mei, părtășia frățească, părtășia cu Hristos, părtășia cu ai săi, este locul unde îl găsim pe Hristos. Traian Dorz are o poezie din care vreau să citesc ceva și îl spune așa, nu-i loc mai sfânt decât acela unde-i Hristos și unde-s ai săi. Acolo-i Duhul Sfânt puterea, acolo-i dragostea văpăi, cuvântul sfânt acolo-i soare, credința-i umblet fericit, iar părtășia simțitoare e avântul cel mai strălucit. Nu stări mai sfinte ca acela de pe taborul luminos, când e Hristos în toți ce cântă, când toți ce cântă sunt Hristos, când e Hristos e plin cuvântul și în rugăciune-i plin de El, atunci, afară și în lăuntru. Hristos străluce în orice fel. Nu-i ceas mai sfânt decât acela în care-s frații adunați și inimi, lângă inimi una, în duh se roagă îngenunchiați. Când rugăciunea lor se înalță, scăldată în lacrimi prin Hristos, îngerii-s frați, iar frații-s îngeri. Pământul-i sus, iar cerul-i jos. Nu-i har mai sfânt decât acela să fii cu Domnul și cu ai săi, în rugăciune și în cântare și în lacrimi lângă frații tăi, oriunde-s ei, fă tot și du-te. Oricât sunt ei, fă tot și stai. Oricum sunt ei, fă tot și-i caută, că unde-s ei, e un colț de rai. În concluzie, și noi pe drumul Emausului putem fi tulburați. Ne uităm la ce se întâmplă în lumea noastră și nu avem cum să nu fim îngrijorați. Suntem tulburați pe drumul Emausului când Iuda îl vinde pe învățătorul pentru 30 de arginți, ca și Petru, pe drumul Emausului și noi experimentăm lepădarea de Hristos. Suntem revășiți realizând că soldații au împletit o cunună de spini și au pus-o pe capul lui Iisus, l-au batjocorit, l-au scuipat și l-au umilit. Nu ne putem explica cum gloata aceea îl preferă pe un ticălos ca Barnaba în locul Fiului lui Dumnezeu. Pentru noi, pe drumul Emausului, Hristos e mort. Ucenicii, frații noștri sunt împrăștiați. Se pare că Satana biruiește peste toate și pretutindeni domnește întunericul, păcatul domnește. Pe drumul Emausului te simți copleșit de vinovăție, rușinea ți este prieten, siguranța este normalul, nu trăiești iertarea și moartea câștigă. Dar, dragii mei, în ziua învierii, drumul Emausului este locul unde Hristos ni se descoperă.
celebrăm viața în locul morții, victoria asupra binelui, în duminica glorioasă a învierii. Cel condamnat este acum, de fapt, Domnul Domnilor, Dumnezeul întrupat în lumea noastră, Cel care a fost abandonat vineri, dar înviat din morți în această zi, El care a primit numele care este mai presus de orice nume. Da, noi astăzi suntem pe drumul Emausului nostru și suntem chemați să celebrăm glorioasa învierea Domnului nostru Iisus Hristos. Nu știu unde te găsești astăzi, dar mă rog ca Dumnezeu să-ți deschidă ochii și să privești realitatea din perspectiva sa. Amin. Deși l-am rugat pe fratele Mihai să meargă mai mult, pentru că noi ne bucurăm în această zi de sărbătoare. Însă văd că s-a ținut de cuvânt. Nu s-a lăsat înduplecat. Oricum, esența se ține sticluțe mici. Mulțumim pentru mesaj și Dumnezeu să te binecuvânteze. Mulțumim Domnului pentru harul acesta de a fi în prezența lui Dumnezeu în această seară, frați și surori. Aș vrea fiecare să călătorim împreună cu Iisus. N-ar fi frumos să frângem pâinea cu Iisus acasă, să intre Iisus în casele noastre, să ne deschidă mai mult mintea, să înțelegem Scripturile. Cum l-au cunoscut ei la frângerea pâinii? V-a spus vreodată întrebarea, cum l-au cunoscut ei pe Iisus la frângerea pâinii? O lua din pâine și dintr-o dată li s-au luminat ochii. Păi n-a pucat să răsăia, pentru că era deja, era înainte să guste, era frângere. Când a luat pâinea și a binecuvântat, a ridicat-o în sus, ce-au văzut ei în mâinile lui Iisus? Semnele cuielor. Și l-au recunoscut. Iar când Iisus va veni pe nori, spune că orice ochi îl va vedea și cei ce l-au străpuns. Și toate semințiile pământului se vor boci din pricina lui. Aș vrea, frați și surori, să mulțumim Domnului pentru harul care ne-l-a făcut prin Iisus Hristos, Dumnezeu. Ne-a schimbat traiectoria vieții. Ne-a schimbat credința. Sau mai bine zis, necredința care o aveam. Ne-a tălmăcit sau, mai bine zis, ne-a învățat Scripturile. Și apoi a făcut din noi niște martori vii, ca să spunem și altora despre Hristos și despre mântuire. Dumnezeu să fie lăudat pentru toate acestea. Vreau să mulțumim Domnului pentru această zi minunată, dar să trăim bucuria învierii în fiecare zi, în noi. Bucuria comuniunii cu Hristos. Hristos ne-a îndumnezeit venind în lumea noastră. El s-a făcut păcat pentru noi, spune Pavel în Corinteni, în capitolul 5, ca noi să devenim neprihănirea lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute. Ridicați înaintea Domnului, haideți să mulțumim cu toți.
Doamne, în această seară ne plecăm inimile și ființele noastre înaintea Ta. Tu ești Hristosul. Ești viața noastră. Ești Mântuitorul sufletelor noastre. Ești Cel care cu moartea pe moarte ai călcat și a ieșit biruitor, trăind pentru eternitate. Slăvit să fii Tu! Glorie ție, Iisus! Doamne, îți mulțumesc că în dezamăgirea și debusolarea noastră, în tulburarea sufletului nostru, acolo în valea în care ne-a adus poate câteodată alegerile noastre sau dezamăgirile pe care le-am experimentat, Tu ai ales să ne cauți. Mă rog în seara aceasta pentru orice suflet care e tulburat, care are întrebări și nu găsește răspunsuri. Doamne, mă rog în seara aceasta, lasă descoperirea Ta proaspătă pentru fiecare, Doamne, și în numele Domnului Iisus Hristos, ajută-ne să putem să redescoperim dragostea Ta, comuniunea cu Tine și comuniunea, părtășia cu frații și surorile noastre. Doamne, Te rog, binecuvântă Biserica Maranată. Pe mic și mare, tânăr și vârstnic, mă rog, Doamne, ca de fiecare dată descoperirea Ta din Scripturi, prin Duhul Revelației, Duhul Tău cel Sfânt, să fie una proaspătă, transformatoare și pregătitoare pentru întâlnirea cu Tine. Doamne, îți mulțumim pentru seara aceasta. Îți mulțumim că Tu ai fost rațiunea acestei întâlniri. Te binecuvântăm și Te onorăm, Tată, în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Amin. Și Domnul Iisus să fie cu noi pe drum, să fie cu noi în călătorii, să fie cu noi la serviciu, să fie cu noi oriunde vă fi. Fiți binecuvântați de Domnul și să auzim numai.